Simbolicii noștri. Două întrebări pentru domnul colonel. Dacă, teoretic, dacă în Bacău s-ar întâmpla ce s-a întâmplat la București, că nu au fost mulți oameni la București, jandarmeria are forțe necesare să asigure ordinea, cum se exprimă jandarmeria. Și pentru domnul comisar, dacă a crescut cumva infracționalitatea zilele astea în oraș. Deci vreau să vă informez că la nivelul județului Bacău nu am înregistrat o stare infracțională crescută, deci toate lucrurile s-au desfășurat în mod normal, ca și zilele, săptămânile sau lunile anterioare. Deci nu am avut probleme deosebite din acest punct de vedere, n-am avut, eu știu, evenimente care să tulbure grav ordinea și liniștea publică la nivelul județului Bacău. Glumind, vă rog să încep prin a bate în lemn. Nu ne dorim. Dar vă rog să fiți convinși că avem capacitatea și umană și logistică necesară, mai ales că dumneavoastră știți, nu e un secret, în Bacău avem și gruparea mobilă cu luptătorii special antrenați, poate mai bine decât cei ai Inspectoratului Județean, pentru asemenea gen de manifestări. Dar, repet, nu ne dorim și noi avem convingerea că nu vom ajunge acolo. Și cu permisiunea dumneavoastră am uitat să fac două completări și vă rog să-mi permite să le fac. Prima, vă stăm oricând la dispoziție, în primul rând, domnul Maior Creciu, purtătorul de cuvânt pe care îl cunoașteți zi și noapte cu orice fel de întrebare. Dacă nu sunteți mulțumit de ce vă răspunde domnul Creciu, vă rog să mă întrebați și pe mine, dar să știți că vorbim aceeași limbă. Și a doua rugăminte, nu vă putem spune niciodată, și vă rog să ne înțelegeți, de câte forțe avem noi, de ce elemente de dispozitiv avem. Pentru că sunt chestiuni care, zic așa, țin de bucătăria noastră internă și cu toată prietenia și cu tot respectul pe care vi-l port, suntem obligați atunci să dăm răspunsuri evazive de genul, suntem atât cât trebuie, suntem pregătiți să intervenim ori de câte ori este nevoie, avem forțe suficiente și vă rog să nu vă supărați. Dacă nu vă pot spune, domnule, sunt 100 de jandarmi, de jandarmi la 50 de manifestanți. Avem unul în plus față de ei. Unul în plus față de ei avem. N-au fost așa. Vă rog să permite să vă asigur că nu a fost așa.